avem disponibile 100 de locuri. Oferim un salariu motivant cu bonuri de masă și comisiuni din vânzări. Da? Postul este de consultant de vânzări prin telefon. În momentul de față avem în jur de 20 de posturi, atât pe partea de inbound, preluare de apeluri, suport tehnic practic pentru client, suport tehnic pentru client și pentru proiectele sunt și pe limbi străine și avem și pe partea de outbound, noi suntem cei care contactăm clienții. Cei care sperau să găsească la acest târg un job bun nu își ascund decepția. Am venit să-mi găsesc un loc de muncă, dar din câte observ sunt mai mult cursuri decât un loc de muncă. Aici, la standul acesta, am găsit primul loc de muncă, consultat în vânzări. Am venit să mă interesez pentru o posibilă carieră în viitorul meu. Ce domeniu? IT. IT, telecomunicații, electronică, dar nu prea am găsit. Spuneți-mi, de ce ați venit la târgul de joburi? Pentru a căuta un job în domeniul de contabilitate. Caut de foarte mult timp și nu se mai găsesc joburi. De la al câtelea târg sunteți? Al doilea, dar caut prin ziare jobs, b jobs, am conturi peste tot și nu, n-am găsit nimic până acum. La târgul deschis până sâmbătă, în pasajul universității, iau parte angajatori din țară și din străinătate. Târgul este deschis în perioada 16-19 noiembrie, între orele 11 și 19.